roșu versus albastru. Ei bine, fraților, asta e un joc Totally Accurated Battle Simulator. Este un joc în care noi avem niște unități, le punem să se bată între ele și mai multe, o să vedeți mai multe pe parcurs. Nu uitați de like-ul ăla puternic și haideți să vedem aici ce hartă alegem. Avem mai multe hărți. Ei bine, cred că o să alegem Legacy. Pare interesantă, a? Uite, e un sătuc frumos, da? Bun, deci am băgat pe sandbox, pot să spawnez o grămadă, o grămadă de chestii, da? Și avem aici mai multe, avem și de ăștia secreți și că nu știu cum să fac rost de ei. Însă avem o grămadă, da? Haideți să spawnăm pentru început, ups, fermieri, da? Avem aici fermieri, haideți 100 de fermieri să spawnăm. Punem așa, cred că am pus cam prea mulți, astați. Hop, 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 hop. Avem aici 59, hop. Perfect, 100 de fermieri, da? Ia avem pe toți aici. Versus, chiar sunt curios, versus niște samurai, versus 100 de samurai. Sunt două echipe, să le spun așa, roșu și albastru. Există și un campaign la jocul ăsta. Joc eu off-camera, însă nu știu dacă ați vrea voi să-l vedeți, dar putem juca. Bun, hai să vedem acum, da? Ok, deja se simte, e puțin lag. Simți că puțin așpa, că sunt foarte multe unități pe aici. Ia. Hai să vedem, chiar să mă curăși ce echipă câștigă. Deci, echipa roșie sunt fermierii și albastru samurai. Mă gândesc că samurai sunt mai bun. Holy fuck, ce nașpa se mișcă. Cred că am pus cam prea multe unități. Am 16 FPS-uri, 18. Holy fuck, sunt chiar mulți. Ok. Ok, blue. Bă, era evident că o să câștige blue. Hop, hop. Hop, bun. Hai să vedem acum. Sunt niște unități foarte scumpe care sunt puternice. Spre exemplu, l-avem, unde este că nu mai găsesc. E aici ce? Quick draw. Unde e Zeus? Că era și Zeus. Zeus, da, avem un Zeus. Hai să vedem Zeus versus ce am putea pune. Zeus aruncă cu fulgere, în caz că nu știți. Nu știți. Cred că ar trebui puțin mai încetișor. Nu configure battle. Aici settings. Audio. Stau ăsta mai încet. Muzica la 10. Perfect. Bun. Uite versus de ăștia cu lasso. Versus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de ăștia cu lasso. Hai să vedem cine câștigă. Chiar sunt curios. Ia uite, l-au prins toți! L-au prins toți ăștia cu lasso. Ce face? Chiar sunt curios. Facem așa niște screenshot-uri. Chiar sunt curios ce face ăsta. Blue Victory. Bă, era... Să-mi bat picioare. Ești, dacă punem unde e Zeus, că ea nu mai găsesc. La Ancient. Uite, 10 Zeuși. Versus 10 de ăștia. Ia. Sunt curios. Deci să ne imaginăm că fiecare ia câte unul, ia. Ia uite-i. Da, nu mai rezistăm la 10. Nu mai rezistă, Red Victory. Hai să vedem 2 Zeuși. Sunt super multe unități, fraților. Sunt și moduri dacă vreți să... M-am... Clar treaba. What? Uite până ne-a aruncat ăsta. Lol. Bun. Hai să vedem. Avem Minotaur, dar nu Minotaur vreau. Eu vreau mamut, da? Hai să vedem un mamut. Să vă știu cât e mamutul ăsta de mare. Nu știu dacă reușește să le facă față, sincer să fiu, că mi se par puternici ăștia cu lasou. Să vă și voi. A, dar ia uite că ăștia... Ok, hai să vedem 10 mamuți. 1, 2, 4... Oricum e clar că 10 mamuți sunt... Na, ce să mai zic. Sunt 10 mamuți până la urmă, nu o să reușească. Nu o să reușească versus 10 mamuți, mai ca sigur. Sunt și voi, fraților, e un mamut ăsta și uitați ce coadă are. Uite, ce le face la oamenii mei. Bun, hai să ștergem tot. Legacy, nu prea am chestii aici. Pirații, ia. Harponeri. Ia mă, harponeri versus harponeri, ce fac ăștia? Nici nu știu. Ia, deci se apropie unul de altul încet. Ok, se trag unul pe altul, ok. Clasic. Bun. Cannon. What? Hai să vă arăt o chestie și mică. Hai să punem 10 tankuri de-astea. 10, pardon. Versus ceva puternic, Reaperi.
Vers 30 de Reaper, de ăștia, că Reaperii sunt puternici. Cu cât mai scump, cu atât mai puternic ea. Cred că o să se facă la greu. Ăștia trag mult, au vreo 10 tunuri de trag. Nu știu câte tunuri au, le vedeți și voi. Bă, da, vezi că simt și că bine, nu mă așteptam. Not gonna lie. Uitați, ăsta e rupt aici, ia. Ia uite-l pe omul meu. Bă, cred că o să câștige Reaper ăștia, a? Red Victory. Nu mă așteptam. Sincer, nu mă așteptam. Ia niște catapulte de-astea. Deci catapulte cu dovleci. Hai să vedem. Hai că... Hai că... Rezistă dacă e ceva. Rezistă dacă e ceva, nici nebun. Ce să mai reziste? Ia, hai să mai vedem acum. Deci noi facem acum, ca să înțelegeți, am vrut de mult să joc jocul ăsta, mi-a fost recomandat, nu, de fapt nu mi-a fost recomandat, mi-a plăcut mie jocul și am să-l joc. Ia, Void Monarch. Că ăștia cu focul. Ia mai să vedem. Uite, Monkey Kong. Da, avem niște maimuțe versus, nu știu să știu. Ok, de ăștia pe elefanți nu-s prea wow. Sunt niște de ăștia. Pac, 7 versus 7, da? Hai să vedem. Deci ăștia sunt ninjale. Ei, never mind. Cine aibă abilitatea ăștia? Ok. Cred că e clară treaba, nu se înțelege nimic. Da, să iau alea, să luăm altceva. Uite, luăm de ăștia, nu știu ce să ăștia. Magicieni, cine aibă? Mamă! Ce vedeți, ăștia au și coadă. Sunt gen... Clar, clar. Hai să mai punem încă 7. Pac. Hai să vedem dacă încă 7 în plus rezistă. Bun, hai să vedem. Hai să dăm la toți clear. Medieval catapultă. Ia catapultă versus pumpkin catapultă. Hai să vedem care e mai bună. Ok, hai încă o dată ca... Deci una a fost prea rapidă. Dacă aș pune eu pe asta mai departe, gen. Atunci mai aproape? Zic și eu, nu știu. Asta e înceată. Deci catapulta normală e cam înceată. Asta de pumpkin e cam înceată, înțelegeți? Sorchestra, ce asta? Ia. Ok, cred. Da, nu știu ce a fost asta. Haideți să vedem. Vampir, ia. Ok, deci ăsta aruncă cu săbi. Lol, ce tare e ăsta. Ia, hai să punem 100 de vampiri. Punem aici peste tot 100 de vampiri. Versus de ăsta cu săbile. Mamă, ce lag se face de la 100 de tăștia. Holy fuck, ia stați. 100 de vampiri versus... Bine, haide să nu mai punem 100, că nu vreau să se vadă nașpa. Că se mișcă în lag și na. Pac. Să punem Swordcaster 10-20 de tăștia, pac. Că ăștia sunt mai buni. Clară treaba, băieți. Clară treaba. Săraci. Trebuie să punem aici 100 de vampiri, pun. Punem aici 100 de vampiri. Am zis că nu punem, dar până la urmă tot am pus. Pac. Ok, ce se fac în se fac lilieci, lol. Bine, era evident că se fac și lilieci, dar na. Ia, Blue Victory. Haideți atunci, vampir versus vampir. La ce naiba m-am uitat? La ce naiba m-am uitat? Ia. Lol. Bă, mor. Ok, deci fac miam, 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 miam. Ok. Evil, hai să vedem. Void Monarch, Monarch versus ăsta. Deci e Evil versus Good. Ok. Impresionant, n-am să vă mint. Wow. What? Să vezi ce s-a transformat ăla. Ok, se pare că bine l-a câștigat, asta e gen mereu, că câștigă binele, în general. Divin... Ok, și punem... Uite asta. Ăsta e mișto rău, de l-am pus la blue. Că pune fulge de-asta deasupra... De-asupra?
Deasupra, hai că s-a vorbat. Spunem. Nu Pirate Queen, Captain cu Pirate... Captain vs Pirate Queen, hai să vedem. Mamă, i-a dat în gură direct. I-a dat una. Îți dau una. Bow. Ok. Și hai să mai punem un bomb thrower. Ia mă, 100 de bomb thrower, fiți atenți. 100... Nu, nu 100. Punem 50 de bomb thrower. Pac. Versus 10 capitani. Pac. Chiar sunt curios. Teoretic bomb thrower ar trebui să câștige, că sunt mai mulți și că aruncă cu bombe, da, nu știu. Ok, cred. Bă, nu mă așteptam. Ia, hai să punem unul doar. Pac. Hai să punem Queen cu King, cu ăștia. Hai să vedem dacă rezistă ăștia. Holy fuck, au intrat toate bombele alea în ei. Holy shit, ia uite și intră ăsta. Mamă, ce... What, până unde a zburat, dude? Până unde a zburat, frate? Ia uite-o! Whee! Red Victory. Bă, era clar că o să facă Red Victory, dar hai să vedem. Bă, nici nu știu, fraților. Cred că data viitoare mai facem un clip cu jocul ăsta, ar trebui să băgăm niște moduri, că nici nu știu ce chestii ar mai fi. Sunt multe totuși, dar nu prea îmi plac mie. Ia, hai să mai vedem, mai era ceva ce mi plăcea, dar nu știu dacă... Ia, ăștia da cu Poison Dynasty. Ia, dragon. Uite, dragonii ăștia mai sunt șmecheri. Să punem 10 dragoni versus... Nu știu ce sunt ăștia, Legacy. Ce sunt ăștia, frate? Ai 50 de ăștia. Nu știu ce sunt ăștia. Deci dragonii ăștia șmecheri rău. Deci stari rău de tort. Clasic. Clasic. Minotaur. Ia, hai să punem și niște minotauri. De ăștia nu prea am făcut cu ei. De, mamă, ce intră minotaurii. Să-mi bat picioarele. Nici nu se vede, nu se înțelege nimica de acolo, de jos. Uite-l și pe ăsta. Ăsta săracul. Red Victory. Hai să punem balista, da? Punem 5 balista versus 10 minotauri. Pac. Astea trebuie să fie rapide. Nevermind. Wow. Ai versus un minotaur, na, să nu ziceți că... Dar nici n-apucă, frate, să trag alea. Și încete sunt. LOL. S-a blocat aici, ce-a făcut? What? L-am pușcat în poponiaț, la căcăneață. Snake Archers. Ia, hai să-i vedem pe ăștia. Ăștia sunt arcași și trag cu șerpi. Ia. Sharpali. Aici e mai echilibrat. E destul de echilibrat. Blue Victory. Bă. Bă, what? Deci se pare că nu chiar, chiar dacă, ia uite, dă ăștia cu lasul, chiar să nu cunoști ce o să facă ăștia. Ăștia îmi plac mult. Și se duc, what? Ia stai, am o idee, ia fiți atenți. Hai spunem, dă ăștia cu lasul versus un minotaur, unde e minotaur? Ce ăsta? Uite, hai versus un, ups, nu dă-sta, un dă-sta. Dă-sta cu calul. Un spalasin, zici că e Dark Prince-ul din Clash Royale. Ba, picioarele. Blue Victory. Hai să punem 5 versus 5. Pac. Ăla-i. Hai că s-au dus 2 pe 1 aici, ești nebun. Ăștia intră cu sulița aia. Ce naiba e. Ok. Hai să punem niște mușchetieri de ăștia. Pac, ăștia trebuie cu... Ăștia e în pușcă. Mamă. V-au rupt. Clar. Ia stați, stați un pic, să venim aici, o să chem. Punem 5 versus 5, deci dacă... Puteți să fiți voi, frate, efectiv, dacă dintr-un hit. Dar încarcă greu, se vede că încarcă greu, hai să mai dăm o dată. Ia uite, 3. Da, cred că are penis. Băi, ai reușit, cred, ia, ăștia ce sunt?
Nu erau unii care săreau la vikingi, cred, ia. Că ne uităm imediat. Ia un tot ce-l ține, ce-l târăște pe ăla. LOL. LOL, bro. Ok. Hai să vedem acum. La vikingi aveam valchirie. Ia mă niște valchirii de-astea, că zboară astea. Să curs cum le ia. Uite, nici nu le-a prins. Wow. Nici nu știu să zic altceva. Oh. Ok. Bă, că durează, sincer să fiu. Ia, hai să vedem acum. Ia. Red Victory, bă, nu mă așteptam oricum. Aia să dăm și noi main menu, fraților. Altceva nu mi-am de zis, nu știu dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi. Am încercat și eu să fac un video. Nu știu ce mai putea să fac, o să mă uit pe workshop. Puteți să văd și voi ce chestii și mechere sunt. Da, noi o să ne vedem data viitoare. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, uitați și un like. Pa, pa.